Mine de aur și cupru din județul Alba nu mai vor să fie tutelați de regia din Deva. Ei spun că sunt defavorizați la împărțirea subvențiilor. Ministrul Finanțelor a lansat o idee nouă de distribuire a subvențiilor prin licitație. Vom stabili la cât este dispus efortul financiar pentru acest gen de producție și vom stabili suma. Cine se poate încadra în sumă pe unitate fizică, obține subvenție. Dacă mergem pe un plan din ăsta, nu îngropăm bani în pământ. Dacă mergem să facem ce am făcut în ultimii 8 ani, ne îngropăm și noi în pământ, nu numai banii. La regia autonomă a Huilei, primul ministru s-a arătat mirat de faptul că, deși numărul salariaților regiei a scăzut, iar salariile acestora au rămas la același nivel ca și anul trecut, pierderile acumulate de RAH continuă să crească. Datoriile acumulate de regie în ultimii 3 ani însumează peste 3.600 de miliarde de lei. Domnul prim-ministru, împreună cu domnii miniștri, își propun niște măsuri de excepție. Premierul a spus că măsurile aplicate la Petroșani vor fi hotărâte de un grup format din reprezentanți ai Băncii Mondiale, ai Guvernului și ai autorităților locale.